Excelența voastră, doamnă însărcinat cu afaceri, stimate domnule ministru, stimate președinte interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, onorați oaspeți, doamnelor și domnilor. Bună dimineața și bine ați venit la lansarea oficială a proiectului Instanțe Judecătorești Model, finanțat de către Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională, USAID. Este o mare onoare pentru mine să vă prezint astăzi obiectivele și rezultatele scontate ale acestui nou proiect din sectorul justiției sprijinit de către USAID. Vă mulțumim tare mult pentru că ați răspuns invitației noastre de a participa la acest eveniment și suntem bucuroși să împărtășim cu dumneavoastră activitățile planificate în următorii 2 ani și jumătate în cadrul acestui nou proiect. Voi începe evenimentul prin a oferi cuvântul doamnei însărcinat cu afaceri Laura Hrabi al Ambasadei Statelor Unite Republica Moldova. Excelență, aveți cuvântul! Mulțumesc și bună dimineața, domnule ministru Litvinenko, domnule președinte Musteață, stimați asistenți. Acum câteva săptămâni, eram mândră să particip la comemorarea a 30 de ani de independență a Moldovei. Din anul 1991, cetățenii Moldovei muncesc pentru a-și perfecționa democrația, așa cum am făcut-o și noi, cei din Statele Unite, începând cu propria noastră fondare. Ieri, președintele Biden a spus, citat, "Lumea democratică există peste tot." Ea locuiește în activiștii anticorupție, în apărătorii drepturilor omului, în jurnaliști, în protestatarii pacii de pe primă linie. Președintele a continuat spunând, ea trăiește în mândri cetățenii ai Moldovei, care au contribuit la obținerea unei victorii sigure pentru forțele democratice care au mandatul de a combate corupția și a construi o economie mai inclusivă. Noi, americanii, știm că pentru a ajunge la înălțimea acestor idealuri, trebuie să muncim. Pe parcursul călătoriei voastre de 30 de ani, Statele Unite au fost un partener devotat al Moldovei în această muncă. Lansarea proiectul de astăzi este un nou exemplu al parteneriatului nostru. Prin proiectul Model Court, continuăm parteneriatul cu judecătoriile Moldovei pentru a crea centre judiciare de excelență care pot să ofere servicii comunităților din care fac parte. De asemenea, sprijinim eforturile naționale de consolidare a sistemului judiciar. Acum 10 ani și nu departe de aici, vicepreședintele Biden a vorbit despre necesitatea de a lupta împotriva corupției, de a consolida instituțiile democratice și de a crea un sistem judiciar de încredere și echitabil. Timpul care a trecut de când au fost rostite aceste cuvinte ne arată că aceste angajamente nu sunt simple. Au nevoie de timp. Dar progresul care a fost făcut ne arată ce este posibil. Statele Unite au fost și vor rămâne
un partener de încredere al Moldovei în aceste eforturi. Ne-am angajat să colaborăm cu autoritățile Moldovei pentru a ne asigura că sistemul judiciar ia decizii independente bazate pe lege și Constituție, fără implicarea forțelor politice externe. Așteptăm cu nerăbdare să vedem rezultatele proiectului Model Court. Credem că acest proiect va avea un impact semnificativ asupra sistemului judiciar din Moldova. Și mai pe larg, apreciem trecerea la instituțiile democratice care reprezintă interesele și speranțele cetățenilor Moldovei. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, Excelență, pentru mesajul dumneavoastră. Iar acum îl invit să ia cuvântul pe directorul misiunii USAID în Republica Moldova, domnul Scott Hochlander. Vă rog frumos! Mulțumesc! Bună dimineața, Minister Litvinenko, Chargé d'Affaires Ruby, Mr. Mustiața, Justice Colleagues, Friends, Justiția, prieteni, welcome. Bine ați venit! Am o plăcere deosebită să vă salut pe toți aici la lansarea acestui proiect Instanțe Judecătorești Model, care este piatra de temelie a activității USAID în sectorul justiției din Republica Moldova. Accesul la justiție și supremația legii reprezintă una din sectoarele strategice ale de asistență pentru Republica Moldova USAID, în conformitate cu strategie de dezvoltare a țării pentru 2020-2025, un instituție de stat eficiente și transparente la toate nivelele, care servesc mai bine necesitățile cetățenilor Republicii Moldova, reprezintă una din prioritățile noastre principale. Proiectul Instanțe Judecătorești Model îmbrățișează și promovează în continuare realizările altor proiecte ale USAID în domeniul justiției din Republica Moldova, toate țintind modernizarea și eficiența procedurilor sau proceselor judiciare. Proiectul actual Instanțe Judecătorești Model reprezintă o investiție de 5,6 milioane euro, care este partea unei contribuții mai mari planificate pentru sectorul justiției pentru următorii ani. Cetățenii din Republica Moldova, din toată țara, au comunicat foarte clar că accesul la o justiție echitabilă și transparentă reprezintă o prioritate, că e obosit de corupție. Pentru majoritatea, această instanță locală este locul unde justiția este făcută, bună sau rea, cum este organizată instanța, dacă informația este disponibilă, dacă orele sunt afișate și este clar și ședințele instanței au loc la timp, dacă avem curat acolo și ne simțim în siguranță. Asta să fie doar câteva elemente. Există anumite standarde intenționale care sunt stabilite în toate aceste domenii, care ne spun exact ce înseamnă și cum trebuie să arate o instanță judecată model. Această activitate o să ajute instanța judecătorești din Republica Moldova să ajungă la acest standard. Aceste activități vor continua investiția semnificativă a USAID în ultimii ani de îmbunătățirea rezultatelor sectorului justiției. Justiția deschisă, digitalizarea și hotărârile judecătorești din instanța judecată din Chișinău au fost implementate din 93 până în 2009, timp de peste 30 de ani. Peste 700.000 de decizii și hotărâri judecătorești sunt acum legate de sistemul integrat de gestionare a cazurilor electronic și este disponibil în totalitate pentru judecătorii din instanțele judecătorești din Chișinău pentru a îmbunătăți managementul, vizibilitatea și controlul. Open Justice a contribuit semnificativ la extinderea accesului la justiție pentru deținuți, organizând echipament pentru video și audio înregistrare pentru toate instanțele judecate din Chișinău. Noi, cu sprijinul din partea USAID, toate sesiunile
Consiliul Superior de Magistratură sunt acum difuzate direct și online și arhivate pe site și sunt importante publicului, ceea ce este un element foarte important. Instanța judecătorești model, proiectul acesta va îmbunătăți performanța judecătorilor în conformitate cu așteptările cetățenilor. În urma alegerilor recente, oamenii din Republica Moldova au dat un vot de încredere puternic pentru reformarea instituțiilor statului care să satisfacă necesitățile oamenilor. Noi vrem să susținem acest proces de transformare democratică a instanțelor de judecătorești în instanțe model din toate punctele de vedere, performanță, eficientă, deschidere, încredere. Impactul este cel mai bine înțeles atunci când este local, atunci când oamenii văd și pot atinge aceste diferențe. Noi credem că schimbările trebuie să aibă loc la nivelul acesta, acolo unde oamenii se implică cu guvernul și instituțiile pe care sunt acolo pentru a-i deservi și comunitatea vastă. Eu sunt foarte bucuros aici să salut președinții din instanțe de judecată, domnul Gherasim, de la Curtea din Belț, domnul Șchiopu, de la instanța din Ungheni, care vor depune toate eforturile pentru a dezvolta instanțele lor de judecată în continuare. Ei au fost aleși ca instanțe pilot pentru proiectul nostru. Eu vă felicit pentru curaj și dedicație și vă doresc tuturor succes în vederea realizării unei justiții mai bune în jurisdicțiile voastre. Eu pot să spun în numele USAID aici în Republica Moldova că noi lucrăm și suntem nerăbdători să lucrăm îndeaproape cu dumneavoastră pe parcursul acestui program și proces. Și sperăm că acest proiect să fie doar un început pentru un sistem judiciar mai transparent care lucrează în beneficiul cetățenilor Republicii Moldova pe întreg teritoriul țării. Mulțumesc mult, domnule director, pentru cuvântarea dumneavoastră și acum îl invit la tribună pe domnul Sergiu Litvinenko, Ministru al Justiției, Republica Moldova. Domnule ministru, aveți cuvântul. Bună ziua, excelență, doamna ambasadoare, excelență, domnule director USAID, stimate domnule președinte al Consiliul Superior al Magistraturii, onorată asistență. Sunt cumva dublu impresionat de ceea ce se întâmplă astăzi. În primul rând, pentru discursul excelenței sale, doamne ambasador în limba română, aș vrea eu să am așa un discurs în limba engleză. Și a doilea lucru, într-adevăr, Republica Moldova a fost impresionată și mândră cumva de cuvintele pe care le-a spus excelența sa, domnul președinte Biden, ieri la New York, la ONU, și într-adevăr este o apreciere enormă pentru cetățenii Republicii Moldova care, dincolo de toate, permanent au demonstrat că sunt dornici democrației, dornici să trăiască într-un stat liber, și evident că lucrul ăsta nu poate avea loc fără a se edifica un stat de drept în Republica Moldova. Eu reprezint Ministerul Justiției, ministerul care are ca sarcină elaborarea, promovarea și asigurarea implementării politicilor statului în domeniul justiției, drepturilor omului, statului de drept. Din păcate, situația la momentul de față nu este cea pe care ne-o dorim. Nu avem un stat de drept veritabil. De aceea, lucrurile pe care urmează să le facem urmează a fi axate anume în direcția respectivă, în edificarea unui stat de drept. Și nu odată am spus că această agendă ambițioasă a noastră, care derivă în principal din doleanțele oamenilor care au fost exprimate în cel puțin două scrutini electorale, decizia suverană a poporului Republicii Moldova, nu poate fi la modul real îndeplinită dacă nu vom avea sprijinul plenar a partenerilor dezvoltarea Republicii Moldova. Și aici, evident că scot în evidență sprijinul pe care l-a avut și pe care îl are Statele Unite ale Americii pentru țara noastră. USAID-ul a fost implicat permanent în reformarea sistemului
justiției din Republica Moldova. De exemplu, USAID-ul a susținut plenar implementarea programului așa numitului PIGD, cum îl cunoaștem noi, da? Și evident că la momentul de față sistemul judecătoresc și nu doar sistemul judecătoresc nu poate să-și imagineze cum ar funcționa instanțele judecătorești fără acest sistem care a fost implementat cu suportul partenerilor de la USAID. Pe această cale țin să mulțumesc pentru sprijinul pe care l-a avut până acum Statele Unite ale Americii și USAID-ul. Proiectul instanțe judecătorești model este unul pe care noi îl susținem plenar, pentru că dincolo de alte lucruri care le implică, acest proiect are ca scop sau se centrează în special pe asigurarea unor servicii de calitate pentru cetățeni. Și lucrurile în Republica Moldova, dincolo de alte lucruri pe care trebuie să le facem, se va îmbunătăți semnificativ atunci când cetățeanul Republicii Moldova va avea încredere în actul de justiție. Eu înțeleg că acest proiect este centrat anume în această direcție. Înțeleg că el urmează a fi extins mai departe decât aceste două instanțe alese ca etapă inițială și eu sunt sigur că în momentul în care vom parcurge pași reali în implementarea acestui proiect, încrederea cetățenilor în actul de justiție se va mări considerabil. În general, optimizarea hărții judecătorești sau un rezultat palpabil în optimizarea hărții judecătorești depinde în mare măsură de asigurarea unui management mai eficient a instanțelor judecătorești, respectiv lucrul ăsta să aibă ca repercursiuni pentru a oferi pentru cetățeni servicii mai bune. De aceea eu îmi pun foarte mari speranțe. Ministerul Justiției, Guvernul Republicii Moldova este recunoscător enorm pentru ceea ce a făcut și ceea ce face Statele Unite ale Americii, USAID, și vom susține în continuare toate inițiativele care vin de la partenerii noștri de dezvoltare. Încă o dată, este indispensabil procesul de realizare de facto a reformei justiției cu sprijinul plenar, masiv și sincer a partenerilor de dezvoltare. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tare mult, domnule ministru, pentru sprijin și deschidere. Apreciem foarte mult colaborarea cu Ministerul Justiției, care este absolut necesară pentru implementarea unui proiect de această talie. O altă instituție cu care colaborăm fructuos este Consiliul Superior al Magistraturii și cu această ocazie îl invit pe domnul Dorel Musteață, președinte al interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, pentru un cuvânt de salut. Vă rog. Doamnelor și domnilor, bună ziua! Suntem ceea ce facem în mod repetat. Excelența, prin urmare, nu este acțiune, ci un obicei. Aristotel. Pornind de la această afirmație, e imperios a specifica că obiectivele care stau în fața Consiliului Superior al Magistraturii pe calea eficientizării și funcționării la parametri optimi a sistemului judecătorie sunt în continuare numeroase. Sistemul trebuie să facă față noilor provocări generate de schimbările la nivel legislativ și de asigurarea resurselor necesare aplicării acestuia. Astfel, îmbunătățirea performanței instanțelor de judecată, consolidarea comunicării cu justiciabile, asigurarea accesului public la informație din cadrul instanțelor de judecată, sporirea gradului de utilizare a tehnologiilor informaționale constituie deziderate comune ale instituțiilor statului
și a partenerilor de dezvoltare, ce merită o atenție deosebită. Având în vedere faptul că obiectivele proiectului sunt orientate spre soluții eficiente ce pot îmbunătăți activitatea și organizarea instanțelor judecătorești, activitate a cărei calitate depinde în principal de calitatea resurselor umane care realizează justiția în toate dimensiunile ei, și anume cunoștințe profesionale, echilibru, maturitate, seriozitate și dedicare. CSM, în calitate de partener al proiectului, reiterează disponibilitatea de a pune la dispoziție instrumentele necesare realizării tuturor acțiunilor stabilite în cadrul proiectului. Țin să menționez că, apreciind impactul pozitiv asupra sistemului judecătoresc, urmare implementării proiectului USAID Instanțe Judecătorești Model la 25 mai 2021 prin hotărârea numărul 153/15, CSMN a desemnat judecătoriile Ungheni și Bălți în calitate de judecătorii pilot model în cadrul proiectului USAID Instanțe Judecătorești Model. Avem toată siguranța că asistența oferită judecătoriilor în cadrul proiectului finanțat de USAID va genera îmbunătățirea performanței instanțelor judecătorești selectate, dar și pe viitor a tuturor instanțelor judecătorești. CSM apreciază interesul constant al partenerilor externi în vederea îmbunătățirii serviciilor pentru justiciabile, oportunitatea elaborării și modificării cadrului legislativ și normativ relevant, măsurile pentru creșterea încrederii publicului în instanțele judecătorești și educarea comunității despre activitatea acestora. Țin să menționez faptul că pe parcursul anilor proiectele finanțate de USAID au reprezentat un pilon important în procesul de reformare a justiției, iar ajutorul logistic oferit instanțelor de judecată au constituit unul din cele mai considerabile suporturi oferite sistemului. Concomitent vreau să menționez și sprijinul oferit în vederea implementării programului integrat de gestionare a dosarelor, după cum a menționat și domnul ministru, PICDU, cu ajutorul căruia sistemul judecătoresc a putut oferi justiciabilului siguranță și încredere la repartizarea dosarelor. Aderent, Consiliul Superior al Magistraturii apreciază suportul considerabil acordat de-a lungul timpului de către partenerii externi, în special proiectele finanțate de USAID, în vederea reformării sistemului judecătoresc, astfel încât în comun să obținem și în continuare succesele și realizările care vizează interesul public și calitatea actului de justiție. Totodată, eu aș vrea să menționez că pentru noi nu este o premieră astfel de proiecte, deoarece parcursul anului 2015 în sistemul judecătoresc a fost un proiect, instanță excelentă și de asemenea cu suportul USAID și responsabil de proiect a fost aceeași Cristina Mălai. Sunt foarte bucuros că proiectul dat de asemenea este sub dirijarea și sub coordonarea doamnei Cristina. Avem o conlucrare foarte bună, CSM-ul și USAID-ul și Open Justice. De asemenea, mă bucură faptul că la prezentul eveniment sunt prezenți președinții instanțelor judecătorești, mai mult ca atât sunt chiar președinți care se află în concediu de odihnă, dar au venit la evenimentul dat. Asta dă dovadă că este o acțiune de interes sporit. După cum am menționat, instanțe excelente, în 2015 o bună parte din instanță au avut posibilitatea să fac cunoștință cu altă lume, au avut posibilitatea să fac cunoștință cum funcționează sisteme judecătorești în alte țări, din Europa și din Statele Unite. Eu am făcut parte de asemenea din proiectul dat și am fost foarte impresionat. Au rămas urme foarte bune și care ulterior sunt implementate chiar și de la președinții de instanță și șefii secretariatului care anterior au participat în proiectul susmenționat, au implementat acele bune practici în instanțele lor și s-au împărtășit cu alți președinți de judecată. Într-adevăr, după cum am menționat antevorbitorii mei, managementul este ceva nou pentru sistemul judecătoresc, dat fiind faptul că anterior nu a fost acordat o asemenea atenție acestui managementului și, în special,
chiar și la Institutul Național al Justiției sunt cursuri, sunt ore de management unde beneficiază atât președinții, cât și vicepreședinții instanțelor judecătorești, cât și candidații la funcții de judecător. Dorim succes proiectului și la toți nou ne dorim succes. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc foarte mult, domnul președinte Musteață, pentru cuvintele frumoase de apreciere și rugăm vorbitorii la dorință să treacă în față. Vom continua prezentarea noastră cu rezultatele așteptate de la acest nou proiect. Deja simțim o cooperare foarte bună în rândul judecătorilor, în rândul Ministerului Justiției, Consiliului Superior al Magistraturii. În cadrul CSM a fost creat și un grup de lucru pentru a susține implementarea proiectului Instanțe Judecătorești Model, care se va extinde, sperăm noi, și la alte instanțe, în afară de primele două instanțe pilot, Judecătoria Bălți și Judecătoria Ungheni. Astăzi vom auzi discursurile președinților, acelor două instanțe care au aplicat și au reușit să fie selectate ca instanțe model în cadrul proiectului. Sigur, avem și o asistență națională planificată în cadrul proiectului, despre care voi vorbi în prezentarea mea care urmează. Pentru comoditate, va fi rulată prezentarea pe ecran. Cu această ocazie invit domnul președinte Gherasim și domnul președinte Șchiopu în față. Vă rog să luați loc. Acum doresc să fac o scurtă prezentare despre obiectivele generale a proiectului, despre rezultatele scontate și să vă ofer mai multe detalii despre modul în care este planificată impactul acestui proiect. Acum vă voi prezenta pe scurt în ce constă totuși proiectul Instanțe Judecătorești Model, lansarea oficială a căruia are loc astăzi. Așadar, scopul proiectului Instanțe Judecătorești Model pentru următorii 2-5 ani este de a sprijini judecătoriile în furnizarea de servicii juridice de calitate pentru justițiabili, de a crește performanța instanțelor judecătorești și de a îmbunătăți conexiunea dintre instanțe, comunități și justițiabili. Astfel, proiectul va contribui la construirea unui sistem judiciar pe care cetățenii de Republica Moldova îl merită. Activitățile proiectului sunt grupate pe două categorii mari de obiective. Primul obiectiv este identificarea și sprijinirea instanțelor judiciare în realizarea și menținerea statutului de judecătorie model prin servicii îmbunătățite pentru public. Și al doilea obiectiv este extinderea asistenței la nivel național pentru a facilita creșterea performanței, eficienței și calităților serviciilor oferite de cât mai multe instanțe de judecată din Moldova. Beneficiarii proiectului Instanțe Judecătorești Model sunt justițiabilii, comunitățile, publicul larg, dar și judecătorii și personalul instanțelor cu care vom colabora. Pentru îndeplinirea obiectivelor enunțate, proiectul va colabora, deja de fapt colaborăm, cu Ministerul Justiției, Consiliul Superior al Magistraturii, Agenție pentru administrare instanțelor judecătorești din cadrul Ministerului Justiției, instanțele judecătorești, Institutul Național al Justiției și societatea civilă. Implementarea proiectului a început ca fază inițială încă în ianuarie anul curent. În acest timp am evaluat necesitățile instanțelor și ale celor patru categorii de beneficiari ai proiectului pentru a ajusta activitățile planificate și asistența USAID la realitățile actuale și nevoile sistemului judiciar. O altă activitate importantă a fost
etapa pregătitoare și concursul de selectare a două instanțe model. Ca rezultat al concursului, am recepționat 7 aplicații, iar o comisie de selecție formată din reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, Agenției pentru Administrarea Instanțelor Judecătorești și proiecte donatoare din domeniul justiției a evaluat aplicațiile după 13 criterii de selecție foarte detaliate și exhaustive. Ca urmare, au fost selectate două instanțe model pentru a pilota activitățile în cadrul acestui proiect, și anume judecătoriile Ungheni și judecătoria Bălți. Judecătoria Ungheni este deja o instanță model conform standardelor de infrastructură. Mai mult, judecătoria Ungheni are și personal disponibil foarte interesat să se implice în lucrări de îmbunătățire a activității instanței, dar are și voința și deschiderea de a implica și comunitatea și justițiabilii, așa încât serviciile oferite de instanță să fie de înaltă calitate și să fie foarte eficiente. În plus, judecătoria Ungheni de multe ori a accentuat deschiderea de a-și împărtăși experiența și cu alte instanțe de judecată pe parcursul acestui proiect. Judecătoria Bălți s-a diferențiat de restul aplicanților pentru statutul de instanță model pentru o viziune foarte clară, foarte ambițioasă asupra perspectivelor de dezvoltare ale instanței în baza standardelor internaționale. De asemenea, tot personalul judecătoriei Bălți este dedicat reformării activității instanței în funcție de necesitățile justițiabililor și a publicului larg, așa încât cât o diversitate mai mare de populație din comunitatea unde se află judecătoria Bălți să primească servicii de calitate. Împreună cu cele două judecătorii model, am convenit deja asupra unor indicatori de calitate și performanță bazate pe cadrul internațional de excelență judecătorească. Acest cadru internațional oferă instanțelor instrumente pentru a evalua și îmbunătăți în mod voluntar și proactiv procedurile de administrare a instanței de performanță, calitate, transparență, responsabilitate și comunicare. Prin urmare, sprijinul USAID va fi orientat spre managementul calității și liderismul instanțelor, tehnici îmbunătățite de gestionare a dosarelor, consultări periodice cu grupurile de justițiabili, noi servicii digitale pentru justițiabili, dezvoltarea profesională continuă a judecătorilor și personalului instanțelor, mecanisme îmbunătățite de acces la informație și educație juridică pentru comunități, prin intermediul evenimentelor locale și a campaniilor de informare. În același timp, proiectul va valorifica experiențele judecătoriilor model și le va extinde la nivelul tuturor instanțelor din țară, în măsura posibilității pe durata proiectului. Activității proiectului la nivel național vor viza instituționalizarea cadrului internațional de excelență judecătorească, liderism, management de calitate, planificare strategică, monitorizarea performanței instanțelor, actualizarea programului integrat de gestionare a dosarelor, introducerea unui nou mecanism de reclamații online, creșterea abilităților de comunicare pentru personalul instanțelor, consultarea permanentă a comunităților și un program de granturi. Ținta finală este ca proiectul să motiveze cât mai multe judecătorii din Republica Moldova să adopte și să implementeze cele mai bune standarde și practici juridice internaționale, iar judecătoriile Bălți și Ungheni au un rol foarte important, deoarece ele trebuie să constituie un exemplu pentru celelalte instanțe judecătorești, să le motiveze pe restul instanțelor să dorească să devină și ele instanțe model și să ofere servicii de calitate cetățenilor din Republica Moldova. Linia directoare a tuturor activităților proiectului instanțe judecătorești model și al asistenței USAID pentru următorii 2 ani și jumătate
este de a spori satisfacția justițiabililor și vizitatorilor instanței, precum și de a crește satisfacția și eficiența personalului instanțelor model și a judecătorilor, astfel încât să construim împreună un sistem judiciar mai bun, spre care tindem și pe care îl merităm cu toții. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție și ne dorim mult spor în implementarea acestui proiect important și ambițios. Acum am plăcerea de a oferi cuvânt domnului Vasile Șchiopu, președinte al judecătoriei Ungheni, pentru a prezenta motivele pentru care judecătoria Ungheni a acceptat provocarea de a deveni judecătorie model și ce schimbări urmărește judecătoria Ungheni prin acest statut de instanță model. Domnule președinte, aveți cuvântul. Credeam că o să fie pe ecrane. Deci, onorată asistență, stimați colegi, am onoarea să reprezint judecătoria Ungheni și programul pe care mi l-am asumat. Deci, judecătoria Ungheni pe parcursul anilor a aplicat la toate proiectele posibile pe domeniul justiției. Unele am participat, începând chiar cu aplicarea, testarea inițială a PICD-ului. Deci, împreună cu USAID, am fost printre primii care am testat acest program la judecătoria Ungheni. Și de atunci, cu unele întrerupere, colaborăm cu această organizație destul de eficient. Pentru ce le mulțumesc. Deci, de ce am aplicat și de această dată? Orice încercare nouă pe acest domeniu aduce anumite beneficii. În primul rând, studiind practica țărilor cu mult mai dezvoltate pe domeniul justiției, progresăm și avem ca scop să ridicăm nivelul justiției în judecătoria Ungheni, în teritoriul de servit, precum și în tot sistemul judecătoresc. Această provocare ne-a mobilizat să participăm și respectiv am fost aleși ca instanță care urmează să devenim instanță model. Suntem departe încă de acest lucru, însă cred că dorința și mobilizarea colectivului ne va permite să ne apropiem de standardele internaționale în acest domeniu. Deci, în cadrul acestei activități am stabilit anumite scopuri, ne-am ales anumite ținte care urmează să le atingem pe parcurs. Deci,
ce avem în vedere? Capacitatea fortificată de management și administrare judiciară. Deci urmează să mărim capacitatea respectivă, să îmbunătățim lucruri care ne va ajuta în scopul stabilit. Un alt rezultat așteptat este mecanismul de evaluare a necesităților de instruire a judecătorilor și a personalului. Deci, în permanență, urmează să îmbunătățim aceste activități care au ca scop instruirea judecătorilor și a personalului, reieșind din, iarăși din cadrul internațional de excelență judecătorească. Lucru care trebuie studiat, planificat și realizat. Un alt rezultat ar fi planul de dezvoltare strategică, un plan asupra căruia de acum lucrăm, în care se cuprinde viziunea judecătoriei asupra obiectivelor, activităților, rezultatelor, capacităților și resurselor. Următorul rezultat așteptat ar fi justițiabile vor beneficia de materiale informaționale despre serviciile oferite de instanță și drepturile garantate prin lege. Deci urmează să dezvoltăm acest sector de activitate, de a comunica cu mult mai activ și folosind toate resursele moderne, tehnice și umane în acest sens. Un alt rezultat așteptat este consultarea diverselor grupuri pentru colectarea propunerilor din îmbunătățirea funcționării instanței. Deci, suntem în proces de constituire a unui consiliu consultativ, unde sunt atrași sau incluși diferiți actori care au tangență cu înfăptuirea justiției, cum ar fi procurorii, avocații, comisariatele de poliție, societatea civilă, presa. Și în acest sens sperăm să aflăm cât mai multe de la acești actori pentru a identifica neajunsurile noastre, problemele care apar și modul de rezolvare al lor. Deci, un alt rezultat ar fi judecătorii prietenoase publicului prin accesibilitate sporită informațională și fizică. Avem anumite planuri pe acest domeniu. Unele sunt de acum în stare de implementare, altele urmează să fie identificate și soluționate. Un alt lucru la care am atras atenția și avem așteptări este servicii centrate pe justiciabili și orientarea personalului către prestare serviciul pentru cetățeni. Deci acest deziderat sau avem ca scop o îmbunătățire a serviciilor acordate cetățenilor, a serviciilor care urmează a fi, adică urmează a stabili iarăși necesitățile, problemele care le avem pe acest domeniu și care pe parcurs iarăși urmează a fi rezolvate, soluționate prin pregătirea profesională a personalului, în care are o tangență mai mare prin comunicare cu justițiabilii, cetățenii și alte categorii de cetățeni. Și un alt rezultat este evenimente de educație juridică pentru tineret, un lucru asupra căruia noi am lucrat și în trecut. Avem multe întâlniri, comunicări cu reprezentanții diferitor instituții de învățământ, atât în cadrul acestor instituții, cât și în sediul instanței. Urmează să dezvoltăm această activitate și sper să reușim.
Vă mulțumesc pentru atenție, cam asta a fost ce am vrut să vă spun la moment. Mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumim tare mult. Am avut deja mai multe întâlniri cu conducerea și colectivul judecătoriei Ungheni și suntem foarte impresionați de deschiderea care am văzut-o pentru a începe un dialog activ cu comunitatea, societatea civilă, mass media și alți actori din justiție din regiune. Sperăm foarte mult că vom avea rezultatele scontate. Cu mare drag îl rog pe președintele judecătoriei Bălți, domnul Gerasim, pentru prezentarea ambițiilor și rezultatelor scontate de către judecătoria Bălți. Mulțumesc, domnule președinte! Bună ziua, domnilor și doamnelor! În primul rând vreau să mulțumesc Consiliului Superior al Magistraturii și a proiectului USD pentru numirea instanței 3 Bălți ca instanță proiect model. Din credere care o au, vreau să spun că Justiția Bălți a fost implicată în mai multe proiecte care le-au fost atinsă cu succes. Și consider, deci, încrederea care o are proiectul și Consiliul Superior al Magistraturii o am atinge cu succes. E un proiect special, aș spune universal, din motivul fiindcă sub numele din stanță model se întornește toate elementele care poate să fie atinsă pentru bună făcutură a justiției. Deci, vă mulțumesc foarte frumos. Pentru mine asta este o plăcere și cât pentru colegii care activează în sistemul dat ca judecătorii Bălți, Fălești și Săgerei. Pe parcursul unui timp scurt, deci a fost format un grup de lucru pentru a face față proiectului. Deci, ne gândim la faptul că timpul e lung, dar vrem să atingem scopul dat într-un scurt cât mai, timp cât mai scurt. Am format un plan de dezvoltare, deci un plan odat cât cu echipa USAID ne întâlnim foarte des, discutăm practic în fiecare zi toate întrebările proiectului. În planul de dezvoltare, deci, am format un mecanism al calității judecătorii. Primul rezultat care, deci, l-am format este performanța mai înaltă. Să are în vedere indicatorii ținute de performanță, mecanism de monitorizare a rezultatelor activității, eficiența și examinarea dosarelor, tuturor dosarelor, indicatorii monitorizați în dinamică. Al doilea rezultat care deci s-a discutat în echipă este deschiderea către necesitățile justiciabilor, platformă de comunicare cu diverse grupuri, mecanismul lant pentru înregistrare și examinarea petițiilor, sugestiilor și propunerilor justiciabilor, sondaje și de satisfacția justiciabilor. Un alt punct, un rezultat acestui proiect este judecătorie accesibilă, informarea constantă a publicului despre activitatea tuturor instanțelor care s-au sub gestiune, diverse metode de comunicare inclusiv și în spațiu online, crearea condițiilor speciale pentru persoanele cu nevoi speciale și grupuri vulnerabile. Al patrulea punct, al patrulea rezultație, uniformizarea practicii judiciare, schimb de bune practici și alte instanțe din țară, armonizarea practicii judiciare, meniu pe pagina web privind bunele practici,
un alt plan de dezvoltare, deci sporirea încrederii în instanța de judecată, atitudine orientată spre justiciabil, adoptarea practicii curente la cerințe justiciabilor, ședințe de judecată în sală de judecată amenajate și dotate, evenimente pentru educarea juridică a publicului. Deci, planul dat urmează să fie desfășurat pe parcursul proiectului dat. Deci, îmi doresc personal, cât și mie, cât echipei instanței de judecată și a OSD-ului, să atingem cu succes proiectul dat într-un timp limitat. Mulțumesc frumos! Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Reiterez că și la Bălți avem o colaborare foarte strânsă, deja stabilită cu proiectul, echipa proiectului, și suntem impresionați de planurile mărețe, ambițioase, care și le-au trasat colectivul judecătoriei Bălți. Este un pic altă situație decât la Ungheni. Sunt alte provocări, inclusiv de infrastructură, sunt mai multe sedii, dar noi sperăm că exemplul judecătoriei Bălți, judecătoriei Ungheni, va servi unul foarte bun pentru celelalte instanțe judecătorești din țară și le vor motiva să urmeze exemplu, să se axeze pe o performanță mai bună, pe celeritatea procedurilor, pe interacționarea cu comunitatea, așa încât instanțele să ofere cele mai înalte o calitate cea mai înaltă a serviciilor judecătorești posibil, așa încât să se schimbe percepția care există la moment despre sistemul judecătoresc și să aibă loc o mai mare încredere față de instanțele de judecată din Moldova. Stimați oaspeți, din suflet vă mulțumesc pentru faptul că ați ales să fiți alături astăzi de noi, indiferent de anumite provocări de timp, de vânt, momente logistice, cred că a fost un eveniment plăcut, un eveniment care v-a oferit informații pe care doreați să auziți despre acest nou proiect. Doresc mult noroc, mult spor nou tuturor și tare mult sper că multe instanțe de judecată se vor alătura acestui statut de instanță judecătorească model. Sper eu și la închiderea acestui proiect peste 2 ani și jumătate vom avea de sărbătorit împreună succesele care au fost realizate de către judecătoria Bălți, judecătoria Ungheni. Vă mulțumesc tare mult încă o dată pentru că ați fost alături la lansarea proiectului instanței judecătorești model și acum vă invit la o cafea. Cafeaua este servită tot aici. Putem să discutăm, să ne puneți toate întrebările care doriți, să aflați mai multe informații despre planurile, acțiunile și rezultatele proiectului USAID Instanțe Judecătorești Model. Încă o dată mulțumesc tare mult vorbitorilor, celor prezenți, reprezentanții comunității donatorilor care au venit la acest eveniment. Spor în toate, o zi frumoasă și ne mai revedem. Vă vom povesti despre cele realizate împreună cu două instanțe model și sperăm să motivăm și alte instanțe să se alăture. Mulțumesc tare frumos și o zi minunată vă urez!